Moartea le-a răpit ambii părinți, destinul le-a răpit copilăria. Patru frați orfani cresc singuri într-un sat din Iași. Singuri își cresc animalele rămase de la tatăl lor, care a murit anul trecut de Paști. Pe mama au pierdut-o cu 10 ani în urmă. Cel mai mare dintre frați a renunțat la școală ca să-și îngrijească familia, iar cel mai mic a renunțat la visuri. Aici e mama, tata, mama, Costel, Crina și tata. Într-un colț de casă, Andrei ne arată frânturi din copilăria lui. Un tablou de familie din care destinul i-a răpit necruțător doi oameni. Și pe mama și pe tata. Și zâmbărețe eram când eram mic. Acum nu mai ești? Ba da, da. Nici chiar așa. Nu-și permite să zâmbească. La 16 ani, el e bărbatul în casă. Pe el se bazează trei frați mai mici. Vreau așa să sară, așa nimărui. În bucătărie, Alexandra pregătește masa pentru frații ei. Alexandra, tu câți ani ai? 14 ani. Da. Și ea e adult înainte de vreme. Nevoia ne învață să facem. Tot nevoia a învățat-o să fie mamă pentru Cătălin și Petre. Cărțile ți le pus? Cu minți, nu s-o braznici, ascultă, fac treabă. Toată ziua fac treabă. După masă și după lecții, cei patru frați ies în ogradă. Nu la joacă, ci la muncă. Au de hrănit o vacă, o iapă și 14 oi. Își împart rapid sarcinile. Ce faci acum? Dau mâncare la oi. Nici cel mai mic dintre frații nu stă degeaba. Și ce faci tu zi de zi? Care e îndatorirea ta în casă? Merg la școală, mănânc, mă spăl, mă schimb, dau apă, mâncare la animale. Și de jucat când ai timp să te joci? Duminica. La 10 ani, Petrica nu știe cum e să doarmă în brațele mamei. Cea care i-a dat viață s-a stins la 40 de zile de la naștere, după o complicație. Iar fără tată a rămas anul trecut de Paște, când bărbatul a fost găsit fără viață inexplicabil pe câmp. Ți-e dor de ei? Da. Își înghite cu greu lacrimile. Se consolează cu gândul că e aproape de frații lui, că n-au fost despărțiți de autorități. Ei și-au manifestat dorința de a rămâne împreună și am ținut cont din asta. Au rămas împreună și sunt fericiți, chiar dacă și-au pierdut părinții și copilăria. Chiar dacă, în lipsa unui reprezentant legal, nu primesc nici măcar alocație. Se au unul pe altul.